Senzațional. Am avut încredere că o fac. Deci eu dacă, mai ales că se filma, și mă întrebam ce fac acum. Și atunci eu mi-am dominat frica. Teama că nu pot face, am dominat și am spus, stai că nu se poate, tot, o fac sigur. Acesta e mesajul foarte important. Credința că tu reușești. Că dacă ai un moment de ezitare, nu mai ai nicio șansă. Mă gândeam, zic, dacă n-am să o fac, nu pun filmul. Ba, îl pun. Am mai pățit-o și așa. Eu de când mi s-a întâmplat să nu pot face, am pus filmul și am zis, uitați, aici nu-mi vine nicio idee, poate vă vine vouă vreo idee și vedem altă dată cum facem problema, dar trebuie să o facem. Așa și acum. Mi-am zis, poate nu intru în momentul acela greu să nu pot face. Ghici, când mi s-a întâmplat declicul? Când crezi tu că am sesizat eu că problema o fac sigur? Deci ca și tine, la început, nu porneam pe problemă. Unde crezi tu că am văzut eu? M-ai descoperit când am găsit soluția? Când a zis că unghiul, că între unghiul, toate unghiile au 180 de grade. Sunt unghiuri acolo și am mers 15 grade, iar acum bă, și cu ce, o pătrime din câ, am văzut Da. foarte repede pătrimea din câ. Da? Bisectoare, bisectoare, câul e dat în patru Da. și am văzut pătrimea aceea lui câ, după care bă, și că câul fac 180 de grade, când locuiesc acolo și gata e problema. Deci, am văzut rapid mutările. Deci, cum m-am întrebat? De ce îmi dă unghiul ăla micuțu? De 15 grade. Și atunci am tras de mine și am spus, stop, mă duc acolo. Mai puteam găsi o soluție. Ia gândește-te tu, altă soluție. Vecinul acelui unghi de 15 grade între unghiul acâie. Făceam 180 minus 15 Da. și ne ieșea 165. Bun, vecinul este 65. Și atunci, 165. între unghiul acâie, ce mi-intra în discuție? Unghiul de sus din a care este Egal cu unghiul că egal cu unghiul C, tot unghiul C. Dar aici erau pe jumătate, ăsta mai dădus în două, deci ar fi fost Am unghiul CP4, că tot Da. CP4 e vecinul său, nu? CP4 plus Da. ăla de sus din A, care este O A B cât? AP este B CP2 Da. Da. CP2 și plus 135 sau cât este acolo? 100 cât? 165 parcă, nu? 165 Da. fac 180 de grade, nu? Da. Deci un CP4 și un CP2 plus 165 îmi dă 180. Da. Și de acolo eu mișcam problema și mă duceam spre aflarea lui C. Dar aflarea lui C nu-mi dădea satisfacție pentru că nu C-ul trebuie aflat, ci trebuie aflat cine? Trebuie aflat Bu. B-ul. Dar bine, bine, dacă Da. știu pe B și știu că B și cu C fac împreună, nu, dacă știu pe 180. C și B cu C fac 180, iarăși mă descurcam. Deci era și o variantă de asta de a mă duce în triunghiul de mai sus. Mai clar, să știi că suma unghiurilor, nu, unghiul exterior unui triunghi, adică unghiul ăsta de 15 grade, este egal că suma unghiurilor nealăturate. Adică CP4 plus CP2 fac 15 grade. Da. CP4 plus CP2 fac 15 grade, din care scoteam de acolo pe unghiul C. Ce? Și C și cu B, deci au alte soluții. Vezi, ia scrie tu CP4, deci soluția 2, hai să zicem așa, soluția 2. Soluția a doua. CP4
CP4, nu? Plus CP2. CP2 egal cu 15. Egal cu 15 grade. Amplificăm aici cu 2. În numitorul cum cât este de la un cap la altul? E 4. Deci amplificăm cu 2 și de acolo cu 4. Și vine C plus 2C. Măsura lui C plus de 2, măsura lui C. Da? Fac? Așa, egal cu 60 de grade. 60 de grade. Și 3C egal 60 de grade. Da. Și unghiul C era egal cu 20 de grade. Ce e 20 de grade? Și atunci, B și cu C fac dar împreună. Dar care C? Unghiul C tot? Tot unghiul C. A, și asta, și deci a rezultat că ECB fac 5 grade. Nu, noi avem că B plus C la un loc, fac B plus C la un loc. 180. Da, și după aia... Dacă pe C îl știu tot de 20 de grade... 160 de grade. Și gata era B-ul. Da. Deci altă soluție. Deci măsura lui B plus măsura lui C fac 180 de grade, da. Și cum C-ul l-am aflat mai înainte de 20, rezultă că măsura lui B egal cu? Egal cu 160. Iată încă ceva, Ioana. Ce ai descoperit aici din toată chestia asta? Că la o problemă găsim mai multe soluții. Și niciodată nu m-am mulțumit să fac o problemă și gata, să plec drânghia și fără să trag niște concluzii, fără să mă hrănesc sufletul cu frumusețea problemei acelea. Deci eu vreau să pătrund cât mai adânc în problemă. Știi cum zice Mântuitorul la un moment dat? Când Petru și cu fratele său, nu, erau pe barcă și s-au sturdit toată noaptea și n-au prins deloc pește. Și atunci Mântuitorul spune, hai să mergem un pic mai la adânc, să intrăm mai mult în problemă, altfel spus. Să vedem ce se află mai încolo un pic decât rezolvarea simplă. Că de cele mai multe ori, Ioana, la clasă sunt obișnuiți așa elevii. Cu chiu cuva trag de o problemă acolo, trag de o soluție, mare majoritate sau și copii de pe tablă, hai să spunem pe cea dreaptă, nu înțeleg nimic, n-au nicio treabă. Și se întâmplă că scriu și multe trăsnei că el ce face? Copii, desenează de pe tablă. Deci desenează de pe tablă, nicio treabă cu ce se întâmplă acolo. Și atunci se duce acasă și îi se dă temă. Și la temele care problemele care le-au de rezolvat acasă, de nenumărate ori, te apuci de ea acum. În ce stare? Păi ești obosit. Nu obosit, altfel este. De necredință. Da. Că tu știi că nu o poți face. Tu te apuci și citești problema știind în subconștientul tău că n-ai nicio șansă să o faci. Că n-ai înțeles. Că n-ai înțeles. De la clasă n-ai înțeles niciodată o soluție. Nu te-ai bucurat. Nu te-ai bucurat. Deci tu nu te-ai bucurat niciodată în clasă să zici, oh, am trăit și eu bucuria asta, am înțeles o problemă, am înțeles și am găsit și o altă soluție. Ce frumos este. Dar tu n-ai făcut asta niciodată, n-ai trăirea asta, apoi ca cum să faci tema? Și atunci ce trebuie să se întâmple? Părinții trebuie să te dea la meditații, nu? Da. Și te duci la meditații și se întâmplă următorul lucru. Poți să-mi spui ce se întâmplă la meditații? Dacă nu, îți spun eu. Că eu știu ce se întâmplă. La meditații, se începe ora, 2-3 copii că sunt acolo și începe profesorul să dicteze și tu scrii. Ca și la școală, să scrie pur și simplu. Dar ai avut vreodată bucuria asta să dezbatem și de a fi rămpări așa să desțelenim o problemă, să vedem dincolo de ce se află. Bună oară aici, care, la soluția a doua, care a fost ideea spectaculoasă? Că și că sunt bisectoare și că am... Da, de acord, este folosită chestia asta, că unghiul acela este o pătrime din C. În ce triunghi m-am dus acum? Care a fost triunghiul de bază pe care am lucrat? DBC. Deci triunghiul care am lucrat acum de bază a fost... BEC. Deci triunghiul de bază, cred că Ioana trebuie să... DBC. Este A,
e, în triunghiul a, că e, unghiul ăsta, ce e b, ce e b, este unghi exterior, adică a fost prelungirea acestuia, latura asta a fost prelungită a b, și el este unghi exterior de 15 grade. Și unghiul exteriorul ăsta este suma unghiurilor nealăturate lui. Da, unghiul c nu era cât unghiul a? De acord. Unghiul c tot e cât unghiul a. Da. De acord cu asta. Dar ce vreau să spun eu foarte important. Ideea centrală acum în problemă este că în triunghiul A, C, E discutăm. A, C, E, unde unghiul acesta, C, E, B, este privit ca unghi exterior triunghiului. Ce înseamnă unghi exterior? Am prelungit latura, una din laturi, și cu latura aceea formează un unghi exterior. Și acesta este suma unghiurilor nealăturate. Adică e vorba de unghiul ăsta din A, care e cât tot C-ul pe 2, ăsta de aici care e C-ul pe 4, și atunci C pe 2 plus C pe 4 fac 15 grade. Da. Deci miezul problemei aici, la soluția a doua, care e rapidă, este unghiul exterior unui triunghi. Da. Da? Scrie. Important. Observați la soluția a doua. Foarte, foarte important. Soluția a doua a mers foarte rapid. Observați. Unghiul exterior unui triunghi, unghiul exterior unui triunghi este egal cu suma unghiurilor nealăturate. Unghiul exterior unui triunghi este egal cu suma unghiurilor nealăturate. Foarte important. Ia te rog să desenezi un triunghi și arată-mi unghiul exterior. Deci, desenează triunghiul ABC. ABC notează-l. Și pentru triunghiul exterior, pentru triunghiul acesta, arată unghiul exterior în punctul B. Așa. Asta e. Așa, foarte bine. Și acela din B este cât? Ăla din B, așa, ca le-a arătat tu, este cât? A plus C. Da. Este acela, poți să spui, egal cu A plus C. Da? Este A plus C. Măsura lui A plus măsura lui C. Știi de ce? Pentru că A plus C plus B cât fac împreună? 180 grade. Iar B și cu vecinul său? Tot 180. Și atunci nu a rămas că să fie... Da. Asta e, asta e șmecheria care am folosit-o aici. Deci șmecheria pentru triunghiul A, C, E a fost surprinderea lui unghiului acesta de 15 grade ca exterior. Da. Și atunci este egal cu suma unghiurilor nealăturate lui. Și de ce am scris relația asta? C pe 2, că ăsta era cât C-ul și supra 2, C pe 2 plus C pe 4, că ăsta vine o pătrime, fac 15 grade. Da. Și, și de aici toată problema a ieșit foarte rapid. Vezi? Din coace am redactat mult mai mult, dar laborios, corect, clar. Da. Da? Iar aici am făcut-o mai telegrafic, pentru că când am zis C pe 2 și C pe 4, e mult, mai mult de redactat. Trebuia să spun bisectoarea aceea, bisectoarea cealaltă și nu știu ce, nu știu cum, de acolo asta e C pe 2 aici, că suntem într-un romb, unghiile opuse sunt congruente. De ce au și cu C-ul sunt congruente? Și în loc de A pe 2 poți să-ți folosesc C pe 2. Da. Da? Deci, n-am făcut aici decât să facem o demonstrație a ceea ce înseamnă șansa de a face o problemă la prima citire, dar cu ce trebuie să plecăm? Cu ipoteza. Să înțelegem foarte bine și foarte important, mai important. Încrederea. Da. Încrederea, mă, Ioana. Deci toată povestea este încrederea că tot s-o poți face. Deci asta este miezul problemei. Să știi, matematica se bazează pe un singur lucru. Pe faptul că tu poți să faci. De fapt, orice activitate pe care o începi, indiferent de domeniul la care ne gândim, dacă nu ai încredere că tu poți să o faci, nu vei avea șansă vreodată să duci la bun sfârșit. Că pe traseu te copleșește greutatea. Și mai îți vine să lași jos un pic. Adică, orice să fac aici. Nu. Și îți vine să-ți muți centrul atenției la o altă chestiune. Altceva să faci.
Și atunci nu-i deloc bine. Vezi? O simplă problemă și o discuție cât s-a putut de frumoasă, de profundă și de... De aceea nu putem să le exclude pe Dumnezeu din toată viața și activitatea noastră. Dumnezeu este prezent peste tot. Noi nu știm să cerem ajutorul. Dacă cerem ajutorul, Ioana, avem toate șansele, facem orice. Toată încrederea trebuie să o ai deci. Mare putere Dumnezeu și știm sigur că reușim. O să vezi. Așa, da, dragilor, după ce am văzut lecțiile care le-a avut de pregătit, am mai făcut și încă alte două probleme, nu? Da. Pe una din ele am redactat-o cât se poate de riguros. Chiar tu propuneai undeva să ne oprim, nu mai vrei ultima problemă. Nu mai vrei, pentru că și obosisești probabil și că te sperea gândul că o citim acum și să facem, ce facem noi, nu știu ce. Dar uite, am reușit împreună. Da. Mai ales când avem, repet, încredere. Așa, da, dragilor, Ioana v-a făcut și astăzi o surpriză plăcută, aceea de a fi venit la treabă, cu toate că toți ceilalți sunt în vacanță, încă copiii nu se întreabă, ci cum faci matematic la ora asta? Noi le spunem, fără să facem antrenamentul ăsta, nu suntem în stare. O bună parte din debutul semestrului întâi se pierde până te încălzești. Da. Multe lucruri s-au uitat. Profesorul încep să pună materia de nou an și tu tot așa nu înțelegi și te întrebi ce să faci de unde să agăți, nimic nu-ți iese, timpul trece și tristeța te prinde. Vine examenul, așa se explică de ce la examen foarte mulți copii nu reușesc să facă lucruri chiar ușoare, chiar foarte ușoare, pentru că ei n-au lucrat, n-au făcut antrenamentul ăsta și sunt deodată surprinși. La revedere, dragilor!